Stimați telespectatori, bun găsit la Alfa Media, bun găsit la emisiunea Agenda Cetățeanului. Alături de mine în această seară sunt reprezentanții societății Raja S.A. Domnul Valer Iosif Mureșan, adjunct al șefului Centrului Zonal Vest, bună seara și bine ați revenit. Și domnul Ciprian Suceveanu, șef birou juridic, Centrul Zonal Vest, Raja S.A. Bună seara și bine ați revenit. Începem cu partea mai puțin plăcută și anume cea debitelor pe care societatea Raja face tot posibilul să le recupereze. Face tot posibilul să le încaseze și face tot posibilul să nu mai crească aceste debite. Din păcate, se pare că sunt într-o creștere momentan. Probabil că și din cauza sărbătorilor care au trecut și a zilelor libere de 1 mai, 2 mai și în momentul de față există un număr de 204 abonați acționați pentru o sumă de 142.836 de lei care au dosare pe rol. Câteva au fost și în executare, însă nu s-a finalizat deoarece până la urmă s-a achitat suma restantă și nu a mai fost nevoie de vânzarea imobilelor sau oprire asupra veniturilor abonaților. Pentru că tot am ajuns la capitolul ăsta executare, cât de important este să nu se ajungă în instanță, pentru că vorbeați dumneavoastră ceva mai devreme de vânzarea imobilelor. Ce debit trebuie să ai ca să poată instanța să decidă vânzarea imobilului tău pentru recuperarea unui debit? Suma este de 5.000 de lei, dar pe lângă această sumă, reprezentând contravaloarea facturilor de apă și de canalizare, se adună și aceste sume reprezentând cheltuieli de judecată pe care societatea Raja le avansează și sunt recuperate tot de la abonat ulterior. Ca să vă spun așa, doar cu titlu informativ, pentru o evaluare imobiliară se plătește încă 500 de lei peste debitul acumulat de abonat. Taxele de judecată intervin și acestea, onorarii de avocat, onorarii de executor, astfel încât un debit care este relativ mic ajunge să crească foarte mult în fază procesuală și în faza de executare. Destul de mult. Și sunt bani cu care s-ar putea achita facturile. În situația în care se ajunge în instanță pe un dosar de recuperare a debitelor și între timp debitorul decide să își achite sau face eforturi să își achite datoriile, se încheie procesul, dar cheltuielile de judecată cine le plătește? Tot abonatul. Tot abonatul. Tot abonatul. Avem această oportunitate de a încheia și proces verbal de eșalonare chiar în faza procesuală, pentru că s-a hotărât să se acorde o facilitate abonaților care sunt în faza acționată, astfel încât să-și poată achita debitul fără să se mai ajungă în această fază de executare, care este cea finală și este și cea mai costisitoare în cele din urmă. Acesta este și motivul pentru care jumătate din suma acționată, dar nu din cea pe care v-am spus-o mai devreme, din cei care au fost acționați sau care nu au ajuns în această etapă, este eșalonată. Avem astfel un număr de 83 de abonați care au eșalonat suma de 52.000 de lei față de suma acționată care este de 142.000 de lei. De foarte multe ori pe lista debitorilor se găsesc asociațiile de proprietari și ajungem iar la discuția cu aceste convenții de facturare individuală. S-a încheiat procesul de încheiere, dacă putem spune, da. Repet, acestor convenții și dacă au mai rămas asociații, câte?
pentru condominii s-a încheiat această etapă. Au rămas blocurile care sunt deja constituite în asociații, prin condominii, înțelegând blocurile care nu au fost constituite în asociații, blocurile pe lemne, că acestea nu au avut asociație, și au rămas blocurile care sunt constituite în asociații. Inițial au fost 163 de asociații în Medgidia. O parte din acestea au trecut la acest sistem de facturare individuală. Altă parte a rămas tot în această formă de organizare a asociațiilor de proprietari, cu emiterea unei facturi pe asociație. Vreau să precizez faptul că trecerea la facturare individuală nu înseamnă desființarea asociației. Asociația rămâne în continuare și face treaba în ceea ce privește gospodărirea condominiului pentru părțile comune din imobil, pentru subsoluri, pentru acoperișuri, ce mai doresc proprietarii de acolo să-și gospodărească. Doar sistemul acesta de facturare individuală se schimbă în cazul condominiilor cu facturare individuală, în sensul că nu se mai emite o singură factură pe asociații, ci fiecare factură se emite individual. Am spus în nenumărate rânduri că marele avantaj este că nu se mai oprește apa la întregul condominiu, este acționat în judecată doar debitorul care nu încheie un proces verbal de eșalonare și care nu își achită facturile la timp. În rest, condominiul rămâne în continuare cu apă. O parte din aceste asociații, un număr de 65, au primit deja preavize pentru suspendarea temporară a serviciului de apă și de canalizare, începând cu data de 20. Până astăzi, la ora 16, din cele 65 mai rămăsese un număr de 22. Așadar, de asociații. Da, au reacționat, însă destul de încet de această dată. Noi am mai contactat administratorii și facem în continuare apel la dânsii să-și anunțe proprietarii, să anunțe pe cei din blocurile respective despre acest aspect. Au fost lipite și afișe pe blocurile vizate, blocuri cum sunt în zona de nord, în centru, chiar A8, RN1, GM, TV1, care sunt blocuri care nu au reușit să-și achite factura din februarie, deși în peste două zile se depășește și termenul de scadență de 45 de zile pentru factura lunii martie. Întrebarea este dacă în discuțiile pe care le-ați purtat cu administratorii, cu președinții asociațiilor de proprietari, ce vă spun ei? De ce nu reușesc să încheie aceste convenții de facturare individuale, chiar dacă blocul este constituit în asociație? Refuză oamenii? Pentru că știu că Raj a venit în întâmpinarea abonaților și cu acea măsură. Dom'le, ok, ai debite, recunoaște-ți-le și poți încheia convenția de facturare individuală. Da, la fel se desfășoară și acum procesul. Persoanele care înregistrează debite în cadrul asociației sunt nominalizate de administrator și președinte pe baza unui tabel, își recunosc debitul, se încheie niște procese verbale de eșalonare. Motivația a fost că au încercat până acum și chiar au reușit să își onoreze obligațiile de plată. De la un moment dat, nu știm exact ce s-a întâmplat, dar au intervenit niște întârzieri destul de mari. Avem asociații care au neachitată inclusiv factura lunii decembrie, ianuarie, februarie și, am spus, inclusiv factura lunii martie depășește termenul de plată de 45 de zile peste două zile, pe data de 15 mai. Noi am anunțat în timp util de aproximativ 3 săptămâni administratorii acestor asociații de proprietari. Rămâne să vedem dacă până pe data de 20
vor reuși să acopere suma pentru care au fost avizați. Domnul Mureșan, toată ziua pe teren, când la Medgidia, când la Cernavoda, de fapt cam peste tot în centrul zonal, cam ce probleme întâmpinați în general și cu ce v-ați confruntat în ultima perioadă? Problemele sunt cam aceleași care au existat și există în continuare. Este vorba de vechimea rețelelor și avariile destul de dese care apar pe rețele, mai ales în localitățile Medgidia și Cernavodă, unde sunt cele mai vechi rețele. În celelalte comune, rețelele fiind mai noi, problemele sunt mai rare și de amploare mai mică. Și pentru că suntem în Medgidia, vă spun mai mult despre Medgidia. Ați văzut săptămâna trecută. Probleme mari avem cu strada Mărgăritarului, intersecție cu Siretului. Se pare că a fost o deficiență de proiectare sau de execuție a canalizării respective când s-a făcut cu ani mulți în urmă și care ne dă bătăi de cap acum. Vom încerca joi, pe data de 15, când cu această ocazie aș vrea să avertizez populația din această zonă că se va întrerupe apa. Ea a fost anunțată. Se Da. face igienizarea rezervorului de la Hidrofor. Zi în care ne-am propus ca echipa tehnică care se ocupă de rețele de canalizare să intervină la acest punct, să blocăm apa uzată cu niște baloane în amănunte de căminul respectiv, pentru că chiar dacă vom opri noi apa, sunt convins că lumea mai păstrează prin casă ceva apă și nu o să fie, rețeaua de canalizare nu o să fie uscată. Vom lua măsuri ca pe viitor să nu mai avem probleme în acest punct. Sper să și reușim. Bună seara, spune un telespectator pe nume Codrin din Cernavodă, zona Pod. Vă întreabă, cine hotărăște la nivel de asociație schimbarea contorului? Pentru că nu ni se pare corect să fie consumul mai mare la subsol față de apometrii din apartamente. Niciodată nu o să bată suma repartitoarelor de consumuri din apartamente cu contorul nostru, atâta timp cât ele nu sunt de aceeași clasă, cum se întâmplă de obicei. Noi avem contor de clasă C, este ultima generație de contori, iar domnilor au clasă B, clasă A și e posibil ca după contorul nostru să existe chiar și unele pierderi. Nu știu exact situația blocului respectiv, dar la cererea asociației de proprietari sau a reprezentantului în cazul în care sunt semnate convenții la condominiul respectiv, la cererea lor, noi putem să le schimbăm contorul, urmând să-l monitorizăm o săptămână, două, să vedem dacă este de vină într-adevăr contorul sau contorii domnilor lor din apartament. Discuția asta am mai purtat-o de multe ori cu reprezentanții societății Raja și Nu vreau să sunt le... reprezentanții societății Raja. Foarte multă lume confundă acest lucru. Nu. Sunt reprezentanții cetățenilor condominiului respectiv. Dumneavoastră sunteți reprezentanții Eu. societății Raja Scuzați, am crezut că... și vreau să readucem în discuție subiectul. Au existat cetățeni interesați de schimbarea contorilor, pentru că mereu s-a explicat, dom'le, diferența de clasă, contorul de clasă C de la intrare în bloc cu cei din apartamente. Și au existat oameni care au spus, dom'le, am vrea să ne punem și noi pe toată scara blocului sau în tot blocul contori de clasă C. Cum trebuie să procedăm în așa fel încât diferența dintre apometrul general și și suma celor din apartamente să nu mai existe? Și vreau să le explicați dumneavoastră încă o dată telespectatorilor noștri cam Deci cum se procedează. competența noastră este până la contorul condominiului, al blocului. De la contor înspre proprietate, nu mai este competența noastră, nu putem intra noi. Acolo trebuie să organizeze domniile lor în cadrul asociației de proprietari sau cu reprezentantul pe care l-au cei care au semnate convențiile și să iau o măsură de comun acord pentru schimbarea tuturor contorilor din apartament. Dar, repet, nu este competența noastră.
Ei merg la magazin, își cumpără contori de clasă C, își angajează un instalator, le schimbă contorii și o să vedeți că diferențele dispar. În Megidia chiar s-a întâmplat lucrul ăsta. Sunt condominii, asociații care și-au schimbat repartitoarele de costuri din apartamente cu repartitoare de clasă C. Nu mai există nicio diferență. Asta vreau să vă întreb, dacă mai există, în situația în care nu există pierdere, automat suma apometrilor dă consumul general. Da, trebuie spus că sunt și asociații care au apometri de clasă B, care funcționează încă bine și nu dau aceste diferențe. Depinde și de montaj, de modul de montaj. Și depinde și de seriozitatea locatarilor. Pentru în primul rând. Dacă cineva lasă un repartitor de consum de categorie B, spre exemplu, și lasă să curgă un firișor foarte subțire de apă. Știu, am auzit de la cetățeni. Umple cadra. Lasă ca să umple cadra, exact. Să știți că apometrul lui nu sesizează acel consum, dar apometrul nostru îl sesizează. Și după care apar diferențele de cost. Nu mai zic că nu știu în ce măsură în cadrul asociației de proprietari își iau măsuri de sigilare a apometrilor în casă. Era și dacă nu funcționează, știu eu, 15 zile cu el într-un sens și 15 cu el în sens invers. Am întâlnit și cazuri din asta. Și atunci normal că o să meargă reprezentantul să citească în casă 2 metri cubi și el de fapt a consumat 10. Și apometrul nostru i-a înregistrat. Întrebarea este dacă o asociație de proprietari hotărăște să-și schimbe apometrii și dorește sigilarea acestora, poate apela la Raja? Nu, apometrii noștri, sigiliile noastre au un regim special. Dar poate pot să-și procure din magazine un anumit gen de sigilie. Și atunci, dacă e prieten cu președintele, ăla îl sigilează, ăla își rupe sigiliul și atunci... În general, omul caută o autoritate. Dom'le, zice, au venit aia, ne-au pus la toți, sunt la fel și avem garanția că nu mai umblă nimeni. De asta vă întrebam. Nouă, de exemplu, ca centru zonal, în momentul în care ni se repartizează un număr de sigilii, noi trebuie să le justificăm către societatea Rașa. Cu proces verbal, cu poze, cu apometru, cu serii și e o întreagă procedură. Nu pot să îi dau președintele de asociație, poftim 100 de sigilii și vezi ce aș pierde. Nu. Dar sunt firme autorizate care fac acest lucru. Montaje de apometri. Dar pot să-și cumpere sigilări. Știu eu, niște sârmă, niște plumb, erau pe vremuri, un clește din ăla. Special, da. Special. Dar trebuie un pic de organizare. Dar din experiență știm că o asociație de proprietari, ca să convoce o adunare să fie statutară, să fie peste 50%, este o adevărată aventură. Din păcate. Da. Bună seara, ne scrie un telespectator revoltat. Spune, felicitări pentru emisiune, ne bucurăm că au revenit reprezentanții Raja. O întrebare. S-a spus în nenumărate cazuri că apa potabilă nu este pentru udat în grădini, în schimb se udă la greu în jurul blocurilor și vă dau ca exemplu zona nord și zona orașul nou din Mergidia și totodată această apă pe care o economisim noi consumatorii casnici este și pentru spălat mașini. Este întrebarea. Au apărut spălătorii precum ciupercile de pe precum ciupercile după ploaie, peste noapte se spală la greu și chiar nu fac economisiri chiar deloc. Își permit, pentru informarea noastră, cât costă metrul cub? Sau există aranjamente de apar atâtea spălătorii? Ne gândim noi. Nu există o restricție de consum apei din rețeaua de apă potabilă. Atâta timp cât... Probabil face referire la faptul că se pune tot timpul în evidență faptul că totuși apa este o resursă epuizabilă și este bine să fie consumată cu rațional, moderație. Dar să știți că în Megidia nu se pune problema să nu avem rezervă de apă. În Megidia noi avem numai în partea de sud a canalului avem 4 puțuri care nu funcționăm pentru că nu este nevoie. Apa este, adică nivelul static și hidrodinamic sunt atât de bune încât avem puțuri care, dacă nu le folosim, să inundă. Iar cei care spală mașina, cel de la spălătorii auto,
are apometru, plătește același către Raja. Noi suntem o societate cu profil comercial și noi vindem, producem și vindem apă. Nu avem un conflict cu cei care, știu eu, spală mașina, are obiect de activitate spălătorie auto sau își udă o grădiniță ce are acolo. Iar cineva, să presupunem că vrea să ude o suprafață foarte mare, vă asigur că prețul de 4,65 de bani cu TVA inclus nu o să-i convină ca să irige, știu eu, niște suprafețe foarte mari. Da? O grădiniță cu un pic de gazon, cu niște floricele, nu va consuma atât de mult încât să-l afecteze la buzunar atât de tare. Vreau să vă întreb, de domnul Mureșan, cum mai stau lucrurile la capitolul furturi de capace și dacă mai există zone unde în momentul ăsta capacele lipsesc? A fost, cred că mai bine de un an și jumătate, o luptă de asta contra cronometru. Pe de-o parte se puneau, pe de alta se fura. Da, se mai fură, nu în ritmul în care se fura înainte. Ne-am mai luat și noi măsuri, am făcut tot felul de improvizații, de siguranțe, de... le-am sodat, am adus capace din plastic, care nu mai sunt tentante pentru fierul vechi. Și fenomenul, zic eu, că a scăzut în intensitate, le schimbăm. De câte ori apar capace lipsă, cetățenii semnalează la dispecerat, dispeceratul ne informează pe noi în continuare și luăm măsuri de înlocuire a lor. Așadar, nu mai este lupta aceea? E atât de aprigă? Da, este. Confecționăm zilnic. Vreau să-mi vorbiți un pic despre stația de epurare de la Medgidia. Cum stau lucrurile și când o vom vedea gata? Stația de epurare, pentru cine nu m-a auzit ultima dată când am fost în emisiunea noastră, în mod normal, în luna decembrie anul trecut, trebuia să fie pusă în funcțiune. După ce s-a încheiat contractul cu o asociație între două firme constructoare, una dintre ele, din Austria, a dat faliment. A rămas o singură firmă din România, au apărut ceva probleme, și a fost nevoie să se prelungească termenul de punere în funcțiune. Noul termen de punere în funcțiune este pe data de 7 iulie, termen care sper că se va respecta. Chiar și astăzi am fost în stația de epurare, am văzut că au foarte mulți oameni, e acolo un șantier, parcă suntem la chinezi, multă lume zice că sunt furnici. Și eu am speranță că pe data de 7 iulie stația va fi pusă în funcțiune și că în zona respectivă va dispărea acel confort, disconfort, pardon, al minusului care apare mai ales pe timpul verii. Domnul Suceveanu, cum rămâne cu cetățenii care încă folosesc apa și plătesc în sistem paușal? Am auzit de foarte multe ori cetățeni nemulțumiți care spun, domnule, eu mi-am pus apometru și plătesc, iar la alții curge apa în curte și mă refer în general în zonele mărginași. Să știți că și acolo au început să se contorizeze și în zonele mărginașe. Mai sunt cazuri izolate unde spală în stradă sau se mai spală mașini în stradă, dar nu sunt... Nu este o situație generală. Majoritatea celor care și-au montat aceste aparate de măsură au observat că pot face economie având acest aparat de măsură și știind efectiv cât consumă. Mai ales că legislația care prevede cantitatea de apă în sistem paușal este menită tocmai să reducă aceste pierderi și să determine abonații să-și instaleze aparate de măsură, apometre. Cât de bine merge procedura asta? Sunt solicitări multe, puține?
Domnul Mureșan poate să vă spună mai bine. Deci, eu știu că sunt foarte multe. În ultima perioadă chiar facem față greu la cererile de contorizare a abonaților. Vreau să vă spun că de pe data de numai pe Megidia, de pe data de 8 mai și suntem în 13, am primit numai puțin de 40 de astfel de cereri. Cât de greu este să le puneți în... Destul de greu, pentru că sunt oameni puțini, oameni cu care trebuie să facem tot ce înseamnă avarii apărute pe oraș, să branșăm, să debranșăm pe rău platnici, să contorizăm și alte probleme tehnice care apar la puțurile de apă, la rezervoare, la pompe și așa mai departe. Ne întreabă un telespectator, care sunt costurile pentru realizarea unui branșament la apă? Nu sunt niște costuri fixe, în funcție de intervenția care se face în carosabil, dacă se face în asfalt, dacă se face în trotuar, dacă se face în spațiu verde, funcție de distanța care este de la rețea la căminul cetățeanului. Ce vă pot spune că este 172 de lei avizul de branșare, avizul tehnic, iar la fața locului se va calcula și costul branșamentului. Funcție de piese, pe ce conductă să intervine, pe azbociment, pe PHD, pe oțel, variază costurile, nu pot să vă spun exact. În principiu, cine dorește se adresează centrului zonal vest cu, bănuiesc, cu o solicitare. Cu o solicitare și se fac calcule respectiv. Adică la noi este obligatoriu să plătească asistența tehnică și avizul tehnic. Ulterior, cetățeanul, abonatul viitor, abonat, poate să contacteze orice firmă agreată de către Seceraja, da, cu care ulterior să negocieze prețul. Așadar, plătește, obține avizul și... Da, nu este obligatoriu branșamentul să-l facă cu noi. Branșamentul poate să-l facă orice firmă autorizată și agreată de către RAŞ. Noi avem la sediu o listă cu firmele agreate, contactează firma respectivă și, în funcție de prețurile care sunt pe piață, își realizează branșamentul. Obligativitatea este să ne ceară avizul tehnic de la noi și, în momentul în care se face punerea în funcțiune, să ne solicite pentru asistență tehnică, încheierea contractului, sigilarea pometrului și tot ce înseamnă procedura cu RAŞ. În situația în care este vorba despre, ne spune telespectatorul, este vorba despre o stradă neasfaltată, nepietruită și distanța de la conducta de apă până la proprietatea respectivă, până la casă, spune el, dar bănuiesc că până în curte, este de aproximativ 5 metri. Da, va fi destul de ieftin. Nu pot să-i spun exact, nici nu știu prețurile pe care le practică firmele. Am înțeles. Eu vă spun prețurile, da, pe care le practicăm noi, de exemplu. În situația asta nu se poate aștepta la costuri foarte mari. Dacă ar fi fost asfalt, probabil cheltuielile erau mult mai mari. Noi mai mult branșăm și debranșăm în urma litigiilor pe care le avem cu răuplatnici. Ajungem de merge și le branșăm forțat, după care vine pentru rebranșare și mergem să rebranșăm. Și atunci să percep aceste taxe de debranșare și rebranșare. Dar când este vorba de un branșament nou, da, nu este obligatoriu să vină la noi. Poate apela la orice firmă autorizată, agreată, pardon. Domnul Suceveanu, cu ce solicitări vin abonații Raja la biroul juridic în general și cum reușiți să le rezolvați? În general vin cu eșalonări la plată și cu solicitări de încheiere contract la biroul juridic, reușim să ajungem la un numitor comun și cu cei care doresc eșalonare, cu cei care solicită încheierea contractului, trebuie să precizăm că acest lucru este obligatoriu potrivit dispozițiilor legii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, iar eșalonările se întocmește un grafic, datele de plată se stabilesc de comun acord cu abonatul, când spune abonatul că poate să facă plată, atunci se face, cuantumul ratei se fixează la fel de comun acord,
bineînțeles respectând și procedura internă de încheiere a acestor eșalonări de plată. Și spunem noi că dacă avem 83 de abonați cu suma de 52.000 de lei eșalonată, reușim să... În general, se respectă eșalonările astea sau vin oamenii, fac eșalonare doar pentru a nu fi debranșați, după care așteaptă să primească o nouă avizare și așa mai departe? În proporție de 99% se respectă. Sunt foarte rare cazurile când încheie eșalonare doar pentru a scăpa temporar de această situație de suspendare a serviciului de apă și de canalizare. În momentul în care nu se respectă graficul de eșalonare, abonatul este contactat, mai este înțeles cât se poate, dar avem mențiuni în procesul verbal de eșalonare care spune că acesta se desființează de plin drept în cazul în care nu se achită una dintre rate. Dacă există o situație specială și abonatul ne contactează că a apărut o problemă, eu știu, de sănătate, Doamne ferește, nu știu, dar important este să ne contacteze și să ne spună acest ce lucru. Ce s-a întâmplat, da. Este de înțeles și... Bună seara, am o nedumerire pentru domnii de la Raja. Unde se înregistrează debite mai mari, în rândul consumatorilor casnici sau în rândul agenților economici? Asta ar fi prima întrebare. Și dacă măsurile sunt aceleași și pentru unii și pentru alții, sau se intervine pe calea amiabilă sau cu aranjamente, există cazuri în care sunt șterse datoriile, pentru că așa se laudă unii care ar fi apropiați a edililor? Nu există astfel de cazuri. Datoriile nu se pot șterge. Societatea Raja este o societate pe acțiuni de stat, nu este particulară. Obiectul nostru de activitate este să livrăm apă abonaților și să încasăm contravaloarea acesteia, pentru că, așa cum a precizat și domnul Mureșan, sunt foarte multe avarii. Toate aceste avarii costă. Și nu numai forța de muncă, cât și utilaje, cât și piese de schimb, toate aceste intervenții costă foarte mult, iar banii vin din încasarea facturilor. Nu există un tratament preferențial pentru abonații de la gospodării individuale, particulari, sau pentru societăți sau asociații de proprietari. Prevederile legii sunt clare pentru toate categoriile de abonați și sunt aceleași. Nu se fac diferențieri. Nici tarife diferențiate nu sunt, nici situații preferențiale nu sunt. Bună seara, sunt... Și aș mai adăuga peste ce a spus domnul Suceveanu, că societatea Raja are un capital din bani publici și este supusă verificării curții de conturi. Ceea ce vă dați seama că nu poți să... Nu s-ar putea ascunde acest lucru și nu se poate interveni. Există un sistem computerizat de emitere a facturilor, de verificare a documentelor contabile și a încasării facturilor emise. Niciun alt angajat nu își riscă poziția pentru, știu eu... De la centrele zonale, practic, nu se poate face intervenția în sistem. Bună seara, sunt Ion din Medgidia și am o întrebare pentru domnii de la Raja. Se tot vorbește despre debranșarea asociațiilor și a persoanelor fizice, dar niciodată nu am văzut debranșări la agenții economici. De ce? Este același tratament, să știți, și la persoanele fizice ca și la persoanele juridice sau invers. Sunt debranșați și agenții economici, la fel cum sunt debranșați persoanele juridice. La fel ca și persoanele fizice și persoanele juridice apelează la reeșalonări în cazul în care intră în incapacitate de plată și sunt debranșați fără milă. Fără milă. Ca și persoanele fizice. În general, în situația, în statisticile pe care le realizați dumneavoastră, bănuiesc că, eu știu, debranșările mai multe sunt la asociații și la persoane fizice decât la agenții economici, pentru că aceștia plătesc sau sunt mai puțini abonați? Nu, mai mult sunt la... Și acesta este un criteriu. Mai multe sunt la persoanele fizice.
la luna martie avem un număr de 2700 de abonați persoane fizice care înregistrează restanțe la plată în valoare de 487.700 de lei. O sumă destul de mare. O sumă destul de mare, deci inclusiv factura lunii martie. Nu vorbim de factura lunii aprilie. Pe când la agenții economici sunt doar 86 de agenți economici cu o sumă de 107.792,28 lei, dar din această sumă mai sunt și sume la care ne-am înscris la masa credală pentru societăți economice care au intrat în insolvență. Însă, puterea economică a agentului economic este mai mare și reușește în cele din urmă să-și achite facturile. Aceasta este diferența. Având și nevoie în activitatea pe care o desfășoară de acest serviciu de apă și de canalizare. Nici o societate comercială nu prea poate să-și desfășoare activitatea dacă nu are un grup sanitar, ne mai vorbim de apa care poate intra în procesul de producție. La asociațiile de proprietari, restanță, inclusiv factura lunii martie, sunt 69 de asociații cu o sumă de 162.935. Deci ponderea cea mai mare este la populație. Bună seara! În Alibaba este la modă să fie 10 în casă și, sau chiar mai mulți, dar sunt trecuți 3. Mă refer la cei care plătesc în sistem paușal. Pentru ei nu există politic, pentru ei există politică socială, pentru ceilalți nu. De ce? Nu putem spune că cel care ne-a abordat nu are puțină dreptate, dar să ne înțeleagă și până că este foarte greu să îi numărăm. Nu zic că am vrea noi să facem politică socială, nici nu este în competența noastră să facem așa ceva. A? Dar dacă mergi astăzi la el sunt 3, dacă mergi mâine sunt 10, îmi spune că ai vecinului, este foarte greu să-i... Eu sunt convins că acolo este un procentaj destul de mare de oameni nedeclarați, care nu au certificat de naștere, nu au buletin. Sunt convins. Dacă mergem, găsim 10-15% în felul ăsta. Dar pe viitor am făcut o propunere la Raja, urmează să fie finanțată o contorizare a cartierului Alibaba. Știm că acolo avem niște pierderi foarte mari. Asta este nivelul de educație. Lumea lasă robinetii deschiși. Dacă mergem și îi rugăm să închidă, ne răspund ceva de genul, eu plătesc, las-o să curgă. Dar o să-i contorizăm și atunci sunt convins că se va schimba puțin. Eu uitați ce spune un telespectator. Referitor la cei care declară că locuiesc mai puțin într-o casă, nu puteți face verificări cu ajutorul biroului de la Evidența Populației? Nu este competența celor de la Evidența Populației să ofere astfel de informații. Informații despre... Iar dacă persoana respectivă nu are domiciliu acolo, nu este declarat, tot degeaba. Mai există și extrema cealaltă. Stau pe baltă și au domiciliu în cartierul Alibaba și așa mai departe. Da. Este o problemă în acea zonă, dar situația este analizată și se vor lua și acolo măsuri. Mariana spune, stimați domni, știm că totul referitor la persoanele care locuiesc mai multe și declară că sunt mai puține, pleacă de la primar, viceprimar și cei de la putere. Vă rugăm să faceți dreptate. Dacă veți contoriza acest cartier, vom spune jos pălăria. Raja nu ar trebui să stea sub umbrela primăriei. Cer scuze. Noi avem o colaborare foarte bună cu primăria și este absolut necesar să ne coordonăm, să, mai ales investițiile. Dacă primăria își propune să asfalteze o stradă, automat ia legătura cu noi ca să schimbăm și noi rețelele, în măsura în care banii ne sunt asigurați.
Nu pot să acuz primăria că le ține umbrela celor săraci. Repet, noi va trebui pe viitor să facem o investiție acolo în contorizarea tuturor imobilor din zona respectivă și atunci o să venim spre o realitate cât de cât spre o normalitate în zonă. Acum, într-adevăr, avem în cartierul respectiv pierderi foarte mari. Pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, vă invit pe dumneavoastră, domnule Mureșan, să ne spuneți așa în mare care sunt proiectele și lucrările pe care le aveți în următorul trimestru. Se continuă lucrarea de modernizarea stației de epurare, este cea mai importantă lucrare. Și aici mă refer la primul program care s-a implementat și este pe finalizare în Megidia și Cernavodă. Mă refer la programul operațional sectorial de mediu 1 și se continuă lucrarea la conducta de transport apă Megidia-Cernavod. Urmând ca în decembrie să fie pusă în funcțiune și această conductă, iar orașul Cernavodă să consume apă din Megidia, din puțurile din Megidia și nu din Dunăre. Cam cât? Acum dacă știți, nu știu dacă aveți toate datele, dar eram curios, cam cât la sută? Sau ce s-a făcut până acum referitor la conducta dintre Megidia și Cernavodă? S-a făcut cam 2-3 ani. Este undeva în drept. Conducta merge pe malul canalului, este undeva vis-a-vis de Mircea Vodă. Între Mircea Vodă și satul. Și satul nou. Urmând ca investițiile făcute de Raja să continue până în anul 2020 și aici mă refer la investițiile pe post mediu 2. Aceste investiții sunt la nivel de studiu de fezabilitate, urmând să se facă studiu de fezabilitate, proiectele tehnice, achizițiile pe lucrări. Ne-am coordonat și am lucrat foarte bine cu primăriile, în sensul că ne-am pus de acord cu străzile care urmează să fie schimbate rețelele de apă și canalizare. Program care se va derula până în anul 2020, 2014-2020. Și funcție de cât de rapid se vor desfășura aceste lucrări, mă refer aici la studiu de fezabilitate, proiecte tehnice și achiziții, vor începe și lucrările în teren efectiv. Andrei din Medgidia spune: stimați domn, cred că ar trebui să faceți o campanie pentru educarea populației în ceea ce privește modul în care se folosește canalizarea la Medgidia. Vă spun asta pentru că nu de puține ori acestea sunt înfundate cu fel și fel de mizerii, de la pungi de gunoi până la fesuri și alte minunății. Da, are dreptate, Andrei. Așa este. Întâmpinăm mari probleme cu canalizarea, mai ales când peste ceea ce se aruncă intenționat de către populație mai intervin și precipitații abundente. Când, pe lângă ceea ce aruncă populația, cum vă spuneam, intră apa pluvială și pe rețeaua de apă uzată cu pietre, cu macadam, cu asfalt care rupe și mai ales pe strada poporului întâmpinăm niște probleme foarte mari. Ea fiind cea mai jos, se colmatează canalizarea, căminele. Acolo este o problemă veșnică. Toată lumea știe că de fiecare dată când plouă puțin mai tare, zona de la fântână, cum știe lumea, este inundată inclusiv cu stradă, cu tot. Credeți că s-ar putea găsi o soluție tehnică astfel încât să se evite problemele de acolo, genul ăsta? Acolo, din câte am înțeles eu, s-a făcut o greșeală, s-a anulat un pluvial. Și în momentul în care se va derula un proiect pentru îmbunătățirea rețelelor de apă pluvială, se va interveni și în zona respectivă, dar din câte am înțeles eu de la oamenii care sunt mai vechi în sistem aici pe Megidia, va fi o lucrare destul de dificilă. Final de emisiune, mesaj pentru telespectatori. Domnul Suceva. Eu aș ruga toți abonații societății noastre să-și verifice plata facturilor, inclusiv cele emise pentru luna martie, pentru a primi în continuare acest serviciu de apă și de canalizare pe care l-au solicitat în condiții normale. Domnul Mureșan? Eu aș ruga pe abonații noștri să ne înțeleagă că nu putem să dăm apa gratis,
că și noi avem cheltuielile noastre, de la motorină pentru a funcționa cu toate mijloacele din dotare, la piese de schimb, la salariați care muncesc de dimineața până seara pentru a distribui această apă, pentru a produce, pentru a o contoriza, a o factura. Ar fi interesant să veniți odată să faceți un reportaj după ce ne amenajăm sediul actual, să vedeți și personalul nostru cam cât muncește și cum muncește. Probabil multă lume, sau chiar și la avarii să veniți, poate multă lume zice, și uite și poștele. Venim de multe ori la avarii, da. Pentru că ne sună și pe noi telespectatorii în momentul în care apar acestea. Vă mulțumim frumos pentru prezență, vă urăm spor la treabă. Stimați telespectatori, aici punem punct emisiunii Agenda Cetățeanului. În fața dumneavoastră a fost domnul Valer Iosif Mureșan, adjunct al șefului Centrului Zonal Vestra Jaisa, și domnul Ciprian Suceveanu, șef oficiu juridic sau șef birou juridic în Centrul Zonal Vest. Rămâneți cu Alfa Media, pentru că la noi se spune mai întâi adevărul. Toate cele bune!